După amiezile sunt perfecte la Clubul Nautic și de agrement Plaja Olt, spun slătinenii care obișnuiesc să vină aici. Centrul amenajat de primăria Slatina dispune de mai multe terenuri de sport pentru cei care iubesc să facă mișcare. Unul dintre cele mai solicitate este cel de tenis de câmp. Am venit pentru relaxare cu copilașii, că au stat în pandemie cu școala online și să mai relaxează și ei, să mai distrează, încearcă să mai dea din kilograme jos și noi la fel. Este foarte frumos amenajat de către primărie și sala de fitness și terenul de tenis de câmp, cea mai amenajat. Suntem foarte mulțumiți. Am văzut că este foarte frumos afară și am vrut să mai fac puțină mișcare și să mă relaxez cu prietenul meu. De ce tenis de câmp? Acest sport îl fac de când eram mic și sunt destul de experimentat la el. Cum ți se par condițiile oferite de Clubul Nautic? Sunt foarte bune, au foarte multe terenuri pentru diverse sporturi și mi se pare foarte frumos. Văd că ai ales să petreci așa după amiază aici la Clubul Nautic să joci tenis de câmp. De ce? Păi tenisul l-am practicat de câțiva ani, e un joc în care poți să te relaxezi, nu trebuie să alergi foarte mult. Poți să stai, să te joci cu un prieten, să mai râzi, să mai vorbești. Cum ți se par condițiile oferite de Clubul Nautic? Da, e foarte, foarte bine, au multe terenuri, multe sporturi. Tot aici se pot închiria role și biciclete. Sunt și micuți care iubesc să se dea aici cu skateboardul. Să mă dau cu rolele, să mă dau pe rampe, să mă distrez. De ce ai venit aici la Clubul Nautic? Că îmi place. Ce faci în acest moment? Mă dau cu skateboard. Îți place? Da. Slătinenii pot beneficia și de alte servicii oferite de Clubul Nautic și de agrement Plaja Olt. La mare căutare sunt cele de frizerie, coafor, manicură, pedicură și fitness. Tot aici se pot închiria terenuri de volei, fotbal și mini-golf, iar prețurile sunt extrem de accesibile.